Salutare! Iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Fără Limite, emisiunea care ne face cunoscute noi pasiuni împinse la extreme, noi povești care pot deveni oricând o sursă de inspirație și motivație pentru fiecare dintre noi. Mă aflu într-un loc magic, unde o zână bună, cu bagheta ei, transformă micii copilași în mici vedete. Haideți să-i cunoaștem povestea! Salutare, Alexandra! Bine te-am găsit! Îți mulțumesc tare mult pentru frumoasa prezentare! Care este povestea ta? Măi, povestea mea, povestea școlii, de fapt, că povestea mea, să știi, nu e una chiar atât de fericită și de frumoasă și de glam, nu știu cum s-ar aștepta, vin din lumea modei, Doamne, ce domeniu extraordinar. Nu e chiar un domeniu atât de extraordinar, e un domeniu foarte greoi. Știu că pe sticlă, să zic așa, se vede numai partea frumoasă, da? Strălucirea de final. Dar și în acest domeniu este nevoie de multă muncă, pasiune, dăruire. Și trebuie să muncești, pentru că și modelingul are segmentul lui de performanță și performanța, ca în orice, ține de o pregătire de lungă durată. Și, din păcate, lumea nu prea are răbdare. De multe ori are impresia că vine aici în școală și într-o lună de zile, nu știu, e peste tot sau în cele mai interesante proiecte. Nu e așa. Unii au răbdare, continuă, învață și rămân aici. Alții, nu știu, vor rezultatele mult prea rapide și, din păcate, pregătirea lor nu este pe aceeași linie și atunci întâmpină eșecul. Eșecul la o anumită vârstă poate fi destul de greu de gestionat și am avut surpriză să văd că uneori nici părinții nu prea știu să gestioneze eșecul propriilor lor copii. Asta este, mergem înainte și în aceste episoade mai negative. Școala a început când eu eram în concediu de maternitate. Cred că avea Ingrid, fetița mea, un an și 10 luni, cam așa. Aveam nevoie de o activitate, însă știam că nu mă pot întoarce la televiziune, ceea ce eu făcusem înainte să intru în concediu de maternitate. Cumva, nu știu, Ingrid n-a fost un bebeluș, a fost un bebeluș dificil. Și absolut fiecare etapă de ei, de viață, a fost foarte grea și obositoare și era imposibil ca eu să lucrez într-un ritm în care lucram până atunci. Și am zis, hai să găsesc o activitate care să-mi facă și plăcere, dar să nu mi-ocupe atât de mult timp, pentru că ea era în continuare foarte mică. Eu n-am avut ajutor, am avut-o pe soacra mea lângă mine atunci când trebuia să plec. În rest, am stat singură acasă. Și așa am, pur și simplu din senin, nu știu, i-am spus soțului, zic, mai predasem cursuri de modeling pentru adolescenți când eram mai tânără și am zis, măi, eu m-aș reapuca de activitatea asta, hai să vedem cum e. Și așa a început, acum 5 ani de zile, cam așa. Cine este omul Alexandra Bulspanait? Da, ce frumos ai întrebat. Măi, în plan personal, Alexandra Panait este o femeie de aproape 34 de ani, mâine, poi mâine, soție de vreo 7 și mamă de vreo 6. Iar în plan profesional, Alexandra face și a făcut foarte mulți copii fericiți, exact cum ai spus și tu în intro. Mă ocup de pregătirea lor, îmi place să-i văd cum cresc și se dezvoltă. Am copii care sunt alături de mine încă de la prima generație și acum sunt udita mai domnișoarele. E mare lucru, nu cred că există satisfacție mai mare ca instructor sau ca profesor, să vezi că cel care ți-a intrat în sală a rămas pe drumul ăsta, a făcut și performanță, îi place și este îndrăgostit de tot ce se întâmplă aici. Bun, deci astăzi o să repetăm poziția de bază, poziția de început de podium, iar apoi o să învățăm întoarcerea simplă, cea mai simplă întoarcere, da, dintre cele care se fac în capătul podiumului. Piciorul stâng este pe diagonală, așezăm piciorul drept, de la călcâie în jos, ridicăm vârful, spatele este drept, mâinile sunt pe lângă corp, gâtul și bărbia sunt întinse, da, niciodată nu lăsăm bărbia mai jos, să nu scurtăm gâtul, privirea este înainte și pentru început ne păstrăm seriozitatea. O să facem 7 pași până la oglindă, acolo unde ne vom întoarce din profil, aceea este întoarcerea simplă, ne pregătim poziție de bază și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne oprim, întoarcere simplă, stăm 3 secunde pentru a ni se face fotografii și la loc. Încă o dată, revenim în poziția de bază. Piciorul stând pe diagonală, piciorul drept cu vârful ridicat, mâinile pe lângă corp, umerii drepți, gâtul ridicat, bărbia sus, privirea înainte și... Întoarcere simplă și la loc.
Încercăm să facem și o poziție pentru o ținută sport sau casual, așa cum aveți voi astăzi. Toată lumea la linie, poziție de bază. Vom face poza cu doi pași în spate, dreapta, stânga și doi pași în spate. Repetăm și... dreapta, stânga, doi pași în spate și la loc. Perfect! Alexandra, există cineva care te-a motivat să te îndrepți către modeling? Când eram eu copil, nu. Am început la propria mea inițiativă. Să știi că eu m-am născut la Bacău. Pe la vârsta de 3 anișori am venit în Constanța și am crescut doar cu bunicii mei, și cu fratele meu. Pe la vârsta de 7 ani au venit și părinții mei aici. Drumul lor cumva nu a funcționat împreună, așa că pe când aveam eu 12 ani, au ales să se despartă. Am avut și un frățior, din păcate a decedat tot în anul divorțului părinților mei. Și iată cum eu am rămas singură, doar eu cu mama mea. Tatăl meu a decis să-și reorganizeze viața foarte repede. Așa că eu am rămas lângă mama, evident. A fost foarte greu, nu aveam de niciunele. Spun sincer, a fost copilăria n-a fost frumoasă, cu jucării și cu bucurie și cu activități extrașcolare și cursuri de modeling și așa. Nu, a fost o copilărie grea, crescând cu bunicii îți dai seama. Ei îți oferă toată dragostea și tot ce au ei mai bun, dar n-au deschiderea aceasta unui părinte tânăr care are cu totul alte perspective, da? Și atunci tot ce era nou pentru noi cumva nu era permis. Eu n-am fost dusă la niciun curs extrașcolar. Deci prima mea activitate extrașcolară a fost modelingul, când eu singură m-am dus la modeling și cred că aveam deja... eram în primul an de liceu, deci foarte târziu față de cum încep, mă uit la fetița mea Ingrid, are 6 ani și are deja 5 activități extrașcolare, deci incomparabil, dar sunt alte vremuri. Mama mea muncea foarte mult, pentru că noi nu aveam o locuință noastră, am locuit cu chirie în foarte mulți, foarte mulți ani și era foarte greu, era plecată pentru a munci, avea job după job. Deci eu am stat singură. Stând foarte mult singură, mâncam și foarte multe prostii și deși eu eram foarte înaltă, mă îngrășeam. Am început să mă îngraș și am zis, măi, toată lumea îmi spunea, dar tu ești înalt, ar trebui să devii manechin, model și așa mai departe. Păi ce manechin să fiu eu dacă aveam 1,75 m deja, dar aveam 60 de kilograme. Și ce manechin? Un manechin trebuie să aibă 20 de kg sub înălțime, da? Și m-am apucat și am slăbit, să știi, Carmina singură, prin sport. Știu că și tu faci foarte mult sport, da? 3 ore de sport pe zi făceam, pentru că mă plictiseam fiind singură mai mereu. Și uite, așa mi-am schimbat eu metabolismul singură. Deci totul singură. Singură. Am căutat în ziar, că pe atunci nu era nebunia asta cu internet, un curs de modeling și m-am dus. A fost un început tare prost, a fost cea mai mare țeapă. Cursul s-a ținut doar 2 ședințe, banii au fost luați. Profesoara la un moment dat n-a mai venit. Profesoara nu era o profesionistă, era făcea balet sau ceva, era din alt domeniu. Vedeam eu la curs acolo că ne pune în tot felul de poziții care nu prea aveau legătură cu modă, erau foarte greu de realizat, complicate. Dar eu credeam că așa trebuie, că ăla era cursul. Și uite cum drumul meu se terminase... Înainte să înceapă. Înainte să înceapă. Să știi că nu m-am lăsat descurajată și într-o zi când eu tot speram așa, știi, exact la asta visam, să mă descopere cineva pe stradă. Măi, să știi că, uite, s-a întâmplat exact treaba asta și într-o zi când mergeam la școală, m-a oprit o doamnă care era fotograf și mi-a zis, uite, se face un casting, se caută fețe noi pentru o revistă foarte cunoscută, nu o să-i dau numele, da, din România. Se caută fete, vrei să te înscrii în concursul respectiv, mi-ar plăcea să te pozezi. Zic, da. Am făcut o ședință foto în Parcul Tăbăcăriei. Doamne, deci dacă ai vedea ce fotografii se făceau atunci cu ce se face acum, da? Și ăla a fost primul meu succes. Ședința aceea foto mi-a dat foarte multă încredere în mine. După aceea a urmat niște participări la niște concursuri de miss, că deja aveam vârsta necesară. Să știi că nu m-am regăsit foarte tare pe domeniul ăla. Eu eram frumoasă, am avut succes în domeniul respectiv, dar modeling are 3 segmente și așa le spun și copiilor mei, da? Odată e partea de podium, manechinul, partea de shooting-uri, fotomodelul și partea aceasta a concursurilor de frumusețe, miss-ul, da? Tu, ca fată frumoasă, poți să treci prin toate 3 sau ca băiat, da? Dar una îți place mai mult sau la una ești mai bine, nu știu, te potrivești mai bine. Pentru mine a fost secvența asta de podium mai frumoasă,
pe asta pun și eu accent la mine în școală, predau foarte mult mersul de podium. Mie asta mi-a plăcut. Ei bine, învață și cum să se prezinte la un concurs, la un interviu sau așa mai departe, dar la mine a fost segmentul ăsta care a funcționat mai bine. Am cunoscut la primul meu concurs, am cunoscut pe cineva care mi-a solicitat o colaborare în afara țării, dar mama mea, vă dați seama, avându-mă doar pe mine, i-a fost foarte frică. A, dar nu, cum să pleci, unde să te duci? Am dat un răspuns negativ și pentru că cei de acolo chiar vedeau potențial, zice, bine, măcar pe național să poți să lucrezi. Te placez unei alte agenții aici, care lucrează foarte mult și încearcă să vezi de acolo ce poți să faci, poate pe viitor o să poți să și pleci, ceea ce s-a și întâmplat. Și așa am început să lucrez. Într-adevăr, am intrat într-o agenție care avea foarte multe joburi. Pe atunci erau joburi pentru manechine, măi, în Constanța, lucruri care nu se mai întâmplă acum. Eu mă lovesc de problema asta pentru că n-ai unde să profesezi dacă vrei să faci din asta o meserie. Trebuie să pleci la București. De ce modeling? De ce? Cred că a fost, nu știu, chestia asta pe care o tot auzeam de la cei din jurul meu. Trebuie să faci modeling pentru că ești înaltă. Pe parcurs mi-am dat eu seama că nu ține deloc numai de înălțime, absolut deloc. Și cred că mi-a plăcut, dar pe la vârsta de 21 de ani am descoperit televiziunea și mi-a plăcut și mai mult. Cu adevărat. Și să știi că eu mi-amintesc când eram copil și mă jucam în casă, singură, îmi înșiram așa toate păpușile și le vorbeam. Nu știu ce făceam eu acolo, predam sau moderam o emisiune, dar mă îmbrăcam special, mă puneam în fața lor și discutam despre subiecte. Mi-a plăcut foarte mult. Și intrarea asta în televiziune a fost și ea foarte greu, de-aia eu rămân surprinsă când văd ce pretenții există în ziua de azi, da, intră copii sau adolescenți în sală și într-o lună de zile ei vor la televizor. Păi eu m-am chinuit un an de zile, am trecut prin 11.000 de probe, nu se mai terminau probele, erau și foarte puține televiziuni și acum sunt la fel de puține, joburi puține, da, în televiziunile locale și a fost foarte grea intrarea asta, adică n-a venit peste noapte, nu m-a găsit cineva pe stradă să-mi propună o colaborare și am descoperit televiziunea care, iată, parcă mi-a plăcut mai mult decât modelingul. Și de anul acesta am început să și predau un modul media aici la noi în școală pentru cei care vor mai mult. La pasiunea ta pentru modeling te-a condus acolo încât să-ți faci propria ta școală, să-i dai naștere și să ai grijă de foarte mulți copii să-și atingă visul. La început erau 5 copii și să știi că ai văzut și tu pe perete când ai intrat în holul nostru, prima mea generație de performanță, sunt niște copii, doamne, deci cred că ei au fost norocul meu. Cu ei s-a ridicat școala pentru că acești copii s-au implicat mai mult decât în a veni la ore și au făcut foarte multe deplasări înspre București și ei au cumva au condus la succesul acesta de au început unde nu era nimic în Constanța când noi am început, dar absolut nimic și toată lumea mă întreba, dar ce-i cu modeling-ul ăsta, ce se învață aici? A, dar ne luați banii și ne băgați pe nu știu ce site și asta e tot. Știi că sunt foarte multe agenții și foarte multe probleme pe domeniul ăsta. Și ca să dai o imagine curată și că tot ce se întâmplă aici este foarte safe și că nimeni nu-i păcălește cu nimic și că nimeni nu-și bate joc de nimeni, a durat ani și ani. Uite, 5 ani, da? Și copiii aceștia au plecat, da, la concursuri, au adus titluri, au făcut reclame și au văzut de prezentări, astfel încât au început organizatorii de evenimente să vină în Constanța și să facă pentru noi evenimente aici în Constanța, unde deodată nu era nimic. Am avut surpriză, anul trecut s-a făcut festival de modă, iar pentru copii, pentru prima dată în ultimii nu știu câți ani, da? Au început să apară din ce în ce mai multe școli sau oameni care vor să predea modelingul, pentru că acum este un boom al acestui segment. Dar orice afacere este ciclică și cum ea a început greu, acum este într-un boom și probabil va urma o perioadă care nu va mai fi atât de wow și de aceea noi ne pregătim încă de acum și de aceea am plecat și am dezvoltat și modulul acesta media, pentru că nu există nimeni încă care să mai facă și vrem să fim primi, așa cum am făcut-o și cu modelingul, vrem să fim primi și cu modulul acesta media pentru copii. Reține, mersul la băieți este diferit de mersul fetelor pe podium. Abdomenul este foarte încordat, pieptul ridicat, umerii drepți, nu dăm din umeri, nu dăm din șolduri, mâinile stau pe lângă corp. Ne așezăm în poziție de bază și mergem. 1 și 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne oprim, întoarcere simplă, plecăm. Suntem serioși, capul este sus, bărbia ridicată. Poziție de bază
7 pași, iar apoi vom face dreapta, stânga și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dreapta, stânga și la loc. Nu uitați, păstrați sincronul. Bun, deci o să trebuiască să lucrăm puțin la atitudine. Umerii foarte drept, spatele foarte drept, bărbia ridicată. Respirăm putere, da? Deci trebuie să, în momentul în care intrați pe podium și oamenii vă văd, trebuie să li se facă pielea de găină. Deci versul vostru trebuie să fie unul foarte puternic. Nu moare, da? Facem întoarcere simplă, ne pregătim, suntem în poziție de bază și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, întoarcere simplă, stăm 3 secunde și la loc. Pentru cei care sunt interesați, Alexandra, de la ce vârstă se poate începe acest curs? De la 5 ani, de e bine să n-ai așteptări. Adică începem de la 5 ani cu așteptările vârstei de 5 ani. Niciodată nu o să poți să mergi sau să te descurci la fel de bine ca un adolescent. Deci de la 5 ani și ideal ar fi ca până în 14 ani, mai ales cei care au calități fizice, să fie deja pregătiți și dezvoltați și să înceapă să intre în agenții de modeling. Noi suntem școală de modeling, da? Aici ei au momente de practică, au ocazia să-și facă un CV, să treacă prin niște experiențe și să vadă dacă li se potrivește domeniul ăsta. Și intră, fac o prezentare, două, fac o ședință, poate merg la un concurs, vin la un interviu și așa își dau și ei seama ce presupune cu adevărat meseria asta. Meseria e grea și prost plătită, da? Trebuie să fii mereu în formă, trebuie să fii plecat, trebuie să aloci foarte mult timp și atunci mai bine să vezi de dinainte dacă chiar ești pregătit pentru a face modeling. Calitățile de care trebuie să dea dovadă? La înscriere sau pe parcurs? La înscriere. Să fie sociabil, să le placă într-un grup, că se lucrează la grup. Frumusețea fizică aici e discutabilă, că totul e subiectiv și oricum toți copiii sunt drăguți, sunt frumoși. Să n-aibă probleme mari de greutate și să n-aibă probleme de mers, adică disfuncționalități sau ceva de genul acesta. Din păcate, cred că 80% dintre ei au o postură proastă, cred că e problema generației și observ din ce în ce mai mulți copii timizi. Nu știu de la ce se întâmplă lucrurile acestea, dar vin părinții vin și spun: am un copil timid și poate activitatea asta o să-l mai destupe cumva. Încerc să le explic, aici nu e cabinet de psihologie, fără să fiu răutăcioasă în vreun fel, dar se pune accent pe mers și pe pregătirea unui model. Acum că felul tău de a fi este să fii extrem de timid, eu încerc să te ajut, să te pun să te obișnuiești cu niște experiențe, să ieși în față. Dar nu-ți promit că îți voi schimba felul de a fi și caracterul. Deci să fie sociabil și curajos. Mult curaj îți trebuie. Chiar mult curaj. Și să n-ai simțul penibilului foarte bine dezvoltat. Că mai sunt copii care, nu știu, le e frică să greșească. A, nu că mă fac de râs. Nu o să te faci de râs. E bine să încerci, cu toți am greșit. Și eu m-am împiedicat pe podium. Chiar le povestesc că odată era să fiu dat afară de la o prezentare de modă pentru că am avut o discuție așa în contradictoriu cu un designer și nu mi-a plăcut ținuta. Și eu, la mintea mea, i-am spus. Și răspunsul n-a fost pe așteptările mele. Și atunci încerc să le spun copiilor care vin aici să nu mai conteste niciodată munca altui om. El vine cu acea colecție care e cea mai minunată, cea mai frumoasă pentru el. Tu nu cumperi acea haină, nu trebuie să-ți placă. Dar trebuie să o scoți în evidență. Ăsta e rolul tău. Să o faci să fie cea mai tare ținută și cea mai frumoasă ținută, chiar dacă ție nu-ți place. Și e greu. Nu e atât de simplu. Știi, așa așa o comparație. Așa cum pentru un bijutier perlele sunt podoabele cu care el lucrează, așa sunt copiii pentru tine. Iubesc foarte mult copiii și cred că de-aia și merge. Nu știu, nu-mi doresc să fim cea mai mare școală sau cea mai puternică sau școala cu cei mai numeroși copii, deși suntem, dar asta, cum să zic, sunt consecințele muncii, n-a fost targetul acesta. Targetul a fost să fim relevanți și am reușit, slavă Domnului, sper eu în continuare să rămânem un reper pentru cei care fac modeling pentru copii. Pagina noastră de socializare este, acum lăsând orice modestie la o parte, deși modestia mă caracterizează, dar uneori e bine să mai și spui lucrurile exact cum sunt. Pagina noastră de Facebook este un reper pentru cei care fac și vor să înceapă acest domeniu de activitate. Uneori e deranjant, pentru că vezi exact aceleași idei și exact aceleași proiecte făcute, nu știu,
copy-paste, dar asta e, așa s-a putut. Chiar aș vrea să ne povestești câte ceva despre reușitele pe care le-ai avut alături de cursanții tăi. Doamne, deci n-aș vrea să nominalizez pe cineva, o să vorbesc la general, de frică să nu scap din vedere pe cineva. Avem foarte multe, cred că suntem singura școală de modeling care a reușit să ducă elevii către atât de multe reclame pe posturile naționale de televiziune. Acum, unde deschizi televizorul, indiferent pe ce canal, vezi un copil de-al meu. Și s-ar putea pe unul dintre ei să-l vezi mai des. Este cursanta mea, Ana Maria Nasurlă. Pe ea o să menționez pentru că are deja 11 reclame pe național. Deci este o, cum să zic, o performanță incredibilă. Vin tare din urmă și alți copii care au făcut reclame și pe național, dar și pe internațional. Sunt fete care au foarte multe concursuri de Miss titluri câștigate, naționale și internaționale. Există, cred că, zeci de prezentări, ședințe foto, astea pentru practica lor. Și mai presus de orice reușită de genul acesta, este faptul că am reușit să insuflu unor copii, nu știu, o pasiune și ei chiar văd un viitor din treaba asta. Am dezvoltat și o revistă, tot pentru școală, tot pentru ei, Why și tu, exact, acolo unde am menționat câțiva dintre cei mai frumoși și, nu știu, consecvenți copii ai noștri. Avem foarte multe proiecte, n-ar trebui prea mult timp să le enumerăm pe toate, dar ne bucurăm că mergem înainte și ei mă ajută să fac asta. Adică ei sunt motorul meu. Dacă eu îi văd pe ei că își doresc să meargă înainte, eu o fac. Dacă nu, mă duc acasă pentru că și acasă am multe lucruri de rezolvat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Întoarcere simplă. La loc. Foarte bine. Mișcați umerii, mișcați șoldurile, vă rog. Poziție de bază. Vom face dreapta, stânga. Ne pregătim și... dreapta, stânga și la loc. Foarte bine. Poziție de bază și dreapta, stânga, doi pași în spate. Perfect. Ți-a fost ușor cu această pandemie? Măi, să știi că a fost așa o sabie cu două tăișuri. Cumva pentru că școlile s-au închis, dar școlile private n-au avut interdicția asta, nu tot timpul, că au fost anumite secvențe, dar în care nimeni n-a mai funcționat cu nimic. Copiii veneau mai cu chef la ore, pentru că erau ținuți numai în casă și atunci veneau cu drag. Într-adevăr, prezența poate acolo a fost mai slăbuță, pentru că și acum este, și anul acesta este la fel. Copiii vin în valuri, așa, nici nu știu cum să-ți explic. Acum ai 5, săptămâna asta ai 5 în clasă, săptămâna viitoare ai 15. Lipsesc, se îmbolnăvesc mult mai des ca anul trecut. Este și situația asta cu carantina, dacă intri în contact cu cineva, te izolezi. De multe ori părinții, da, sunt pățiți și atunci și copilul rămâne acasă. A fost, nici nu știu cum să zic, cred că n-a fost foarte rău, nici foarte bine, dar ținând cont că noi ne-am mutat și am reușit să ne luăm în sfârșit un sediu al nostru, pentru că mereu colaboram cu alte școli de dans, cred că a fost bine, nu? Anul ăsta este într-adevăr provocator, dar nu doar pentru noi cei care lucrăm cu activități de genul acesta, orice domeniu a întâmpinat probleme, da, anul ăsta. Uite-te numai ce s-a întâmplat în Horeca, turism, construcții și așa mai departe. Deci noi nu ne mai plângem. E bine, copiii vin în continuare, evident există niște restricții la numărul de persoane, nu tot timpul ai voie, acum este și regula aceasta cu certificatul verde, devine ușor complicat, n-aș vrea să sperii pe nimeni, să vedem unde o să se ajungă. Sper să fie un an, dacă nu, cum să zic, extraordinar, măcar un an de supraviețuire. Evenimentele sunt la pământ și, din păcate, ei nu prea mai au ocazia să arate ceea ce învață la curs. Dar ne pregătim și așteptăm momentul. Foarte mult nu o să mai dureze, da? Un sfat pentru cei care se îndreaptă către modeling? Indiferent de vârstă, să fie curajoși și răbdători. Și să nu aibă nimeni impresia că peste noapte se întâmplă minuni. Repet, și secvența aceasta de activitate are partea ei de performanță și performanța în orice domeniu
este grea și necesită timp și pregătire și multă răbdare și multe eșecuri și tot așa. Deci lucrurile nu vin peste noapte, nu e nimeni, deși ne numim școala micilor vedete, micile vedete, dar nu există vedete peste noapte, nu se întâmplă. Dar cine are răbdare, la un moment dat reușește. Cam asta ar fi, cred că curaj și răbdare, pentru că frumusețe o cam avem, iar în modeling oricum se merge foarte mult pe diversitate și cu cât ești mai diferit și ieși din tipare, cu atât e mai bine. Îți mulțumim tare mult, Alexandra, că ne-ai împărtășit povestea ta, o poveste frumoasă care face foarte mulți copii fericiți. Îți mulțumesc și eu și vă mai aștept. Urmează-ți visul. Niciun lucru măreț nu este realizat fără pasiune. Mergi acolo unde te duce inima. Fii tu 100% fără limite. Carmina Căpitanu, Litoral TV, să ne le vedem cu bine la o nouă ediție.